Lăudat să fie numele Domnului! Dragi oameni ai lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, scumpi oaspeți și prieteni, vă salutăm cu multă căldură din Canada, care e rece la ora aceasta, și ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui păstor Dumitru Moț pentru invitația făcută și permisiunea ca să fim împreună cu dumneavoastră la această frumoasă sărbătoare. Mă bucur că împreună cu soția mea Diana sunt împreună cu dumneavoastră și împreună cu familie tânără din Canada, familia Drăgan, care ne însoțesc. Ne bucurăm să fim la părtășie. Pe unii care vă cunosc, mă bucur să vă revăd. Și despre ceilalți, cum spunea un frate mai nostim la Montreal într-o primă vizită, mă bucur să revăd pe frații mei pe care nu i-am văzut niciodată. Dorim ca Dumnezeu pe toți să vă binecuvânteze. Vă aducem sfinte salutări din partea bisericii din Kitchener. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Salutăm-vă cu Psalmul 20. Să vă asculte Domnul în ziua necazului. Amin. Iubiți oameni de Dumnezeu, m-am bucurat să aud cuvintele frumoase despre istoricul acestei biserici și mai mult să aud o expresie care mi-a plăcut tare mult și m-a marcat din ceea ce fratele păstor spunea mai devreme. N-am apelat la alte metode, ci am apelat la harul lui Dumnezeu și la călăuzirea Duhului Sfânt. Trăim o vreme în care, inevitabil, modernismul a început tot mai mult să infiltreze chiar în spațiul bisericii mentalitatea oamenilor. Și dacă trăim într-o vreme care a trebuit să se adapteze tot mai mult și să facă adaptări ca să rămână relevanți pe piață, vorbim acum despre companiile mari și nu numai, au gândit oamenii că și biserica probabil este exact la fel. Ca de exemplu, până acum câțiva ani, să cumperi ceva online era ceva necunoscut. Banca ți-era frică să intri online cu cardul de credit. În schimb, au trecut câțiva ani, o companie mare din America, mică la început, care a ajuns foarte mare pe nume Amazon, a început să vândă express online. În ziua de azi, cel puțin în Nord America, îți poți cumpăra, dacă vrei, și mâncare de pe Amazon și îți poate veni chiar în aceeași zi. Fără să ieși din cameră, fără să dea jos de pe scaun, cu un singur click îți poate veni mâncare acasă. Aceste schimbări au dat naștere ca alte companii să se adapteze, spunând: dacă noi intrăm pe spațiul online, probabil că vom muri din existența noastră. Prin urmare, unii au făcut anumite schimbări strategice, spunând: va trebui să ținem pasul cu marketul. De altfel, de aceea avem un board de conducere, de aceea avem un șef care este executiv peste noi, ca să vizioneze și să gândească vizionar și astfel să putem să facem pași mai departe. Mergând mai aproape de noi, unii au spus: probabil că la fel operează și biserica. Și în sensul acesta s-a pus anumită presiune. Păstorul reprezintă acel executiv care va trebui să facă mișcări strategice, să continuăm, să mergem mai departe în pas cu cei care ar vrea să fim relevanți. Bordul de conducere are scopul să admită aceste schimbări și să vină cu alte propuneri încât să rămânem în pas cu tot, să nu ne pierdem pe undeva printr-un sat. Și astfel s-a ajuns la fel de presiuni în a moderniza, a schimba, a adapta biserica și a pune anumite structuri care vor spune oamenii vor fi mai accesibile celor care ar putea astfel să ne caute. Aș vrea să vă spun ceva în această seară. Biserica este proiectul lui Dumnezeu, dragii mei. Cel care a fondat biserica este Domnul Iisus Hristos. Și singurul care are voie să dea direcție este Domnul Iisus Hristos. Toți care slujim suntem numiți robi ai Domnului Iisus Hristos. Un apostol din vremea veche scria către o grupă de frați care primiseră scrisoarea sa: Iuda, rob al lui Iisus Hristos. Acest om s-a considerat un rob. N-a găsit de drept să spună: sunt frate cu Domnul. N-a găsit de drept să spună care privilegii fiind apostol. Ci omul acesta a spus: sunt un simplu rob și rămân sub mâna stăpânului. Similar într-o vreme a schimbărilor, într-o vreme când mult mai mult se pun presiuni ca să se schimbe ceea ce înseamnă structura și organizarea, va trebui să recunoaștem că noi suntem simpli robi a lui Dumnezeu. Stăpânul este Domnul, mărit să fie numele Lui. De aceea, în această seară, aș vrea să privim la acest pasaj și să facem, dacă vreți, un nou imbold în a-L sluji pe Dumnezeu și să ne evaluăm unde stăm în relație cu credința în Dumnezeu. Îl văd pe Iuda, parcă într-o zi, stând în părtășie, rugându-se înaintea Domnului să primească un mesaj. Și a primit așa un îndemn, aș zice eu la început, să scrie despre mântuirea de obște, cum s-a efectuat în persoana Domnului Iisus Hristos,
cum El este mielul de jertfă care ridică păcatul lumii, cum avem acces la Dumnezeu prin singurul om Iisus Hristos, acum Domn al nostru, mărit să-i fie numele, cum toate acestea le avem din harul lui Dumnezeu. Și în timp ce era gata să scrie această sesiune, acest seminar de studii, primește un îndemn forțat din partea Duhului Sfânt. Și spune Iuda, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată și pentru tot deauna. Aș pune o întrebare în această seară. Care este credința dată Sfinților odată și pentru tot deauna? Vom veni cu fel de fel de răspunsuri. Unii vor spune, probabil, o anumită biserică reprezintă adevărata biserică cu credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Noi, în special aici, în spațiul românesc, avem o expresie, suntem de 2000 de ani creștini. Noi suntem creștini și noi suntem în adevărata credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Și totuși aș întreba, după Sfânta Scriptură, oare suntem? Aș vrea să ne evaluăm în această seară credința noastră și încrederea care o avem. Ba mai mult aș spune că cei care ne numim Biserică Pentecostală, care practicăm harismele Duhului Sfânt, care ne bucurăm de manifestarea Duhului Sfânt între noi și am văzut roadele binecuvântate de-a lungul anilor, am putea să spune oarecum triumfalist, păi noi credem că avem credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Și totuși întreb, oare se manifestă exact așa cum ar trebui să fie în viața noastră? În această seară aș vrea să ne evaluăm credința noastră, să o punem în lumina Sfintelor Scripturii și să vedem dacă cu adevărat suntem în credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna. Când vorbim despre biserică, mă reîntorc ca la introducere să spun că cel care a fondat biserica este Domnul Iisus Hristos. Și am să vă citez acum un verset din cartea Matei, din capitolul 16, unde pentru prima oară în Noul Testament apare cuvântul eclesia, adică biserică, adunarea celor chemați afară din lume pentru Dumnezeu. Anume, versetul 17 spunea Domnul Hristos, feriți de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, afirmația fiindcă tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului cel viu. Acum versetul 18, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu o vor birui. Ei, dragii mei, acum se pune o întrebare. Pe cine a fost fondată biserica lui Dumnezeu? Am citit negru pe alb, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și sigur, unii vor spune prin asociere, înseamnă că pe apostolul Petru s-a zidit biserica. De altfel, Biserica Catolică spune că au această succesiune apostolică, ajungând în ziua de azi adevărata credință, prin baza faptului că Petru a fost primul papă. El este, de fapt, baza și temelia bisericii. Și eu mă întreb încă o dată, așa să fie oare? Domnul Hristos spunea, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. În traducerea Cornilescu veți vedea în subsol două numere, un 1 și un 2. M-am bucurat să le văd și pe ecran, fiind mai explicit pentru noi care urmărim pe ecran Sfânta Scriptură. Tu ești Petru, este un mic unu care jos spune Petros. Petros înseamnă o pietricică mică, o mică piatră ruptă dintr-o stâncă mai mare. Apoi Domnul spune și pe această piatră, și în grecește este Petra. Petra înseamnă o rocă masivă, un munte imens. Și acum Domnul spune astfel, Petru, tu ești o mică piatră, o mică pietricică. Dar pe această piatră masivă, această rocă imensă, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Întrebarea se pune cine este Petra, cine este piatra aceea, roca aceea masivă. Aș întoarce împreună cu dumneavoastră în 1 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel vrând să ilustreze despre lucrarea inițială a unui botez, tipar de botez, oficiat în mare și în nor pentru Moise, spune în versetul 4 astfel, și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beiau dintr-o stâncă, în grecește este Petra, piatra masivă care venea după ei. Și Petra și stânca era Hristos, mărit să fie numele. Dragii mei, biserica lui Dumnezeu este ancorată pe temelia care se numește Domnul Iisus Hristos.
Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos Domnul. De aceea când se făcea o construcție, prima oară se punea o primă piatră importantă, inițială. În conformitate cu piatra aceea mergea întreaga construcție. Cel care este temelia noastră este Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât una singură, care este Domnul Hristos, mărit să-i fie numele. De aceea mă reîntorc să spun, când vorbim despre biserică, despre organizarea ei și structura ei, nimeni n-are voie să atenteze aici. Singurul care a dat naștere bisericii, care dă formă și care o ține în mână, este Domnul, care are dreptul să-i dea direcție. De aceea noi ne aliniem, ne conformăm și ne smerim sub mâna lui Dumnezeu. Desigur, se pune o întrebare atunci, cum de lui Petru i-a dat Dumnezeu cheile împărăției? Înseamnă că el e singurul care stă la poartă și dă voie să intre oamenii în rai. Revin, oare așa să fie? Ne spune versetul 19, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. În momentul înălțării, Domnul Iisus spunea apostolilor în Fapte, în capitolul 1 cu versetul 7, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și în versetul 8 spune minunat, dar voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la margine pământului. Gândiți-vă acum că o grupă de iudei care erau extrem de exclusiviști priveau la cei din jurul lor ca la niște oameni care erau în afara spațiului mântuirii. De altfel, o expresie jignitoare, dar așa era în cultura lor, pentru neamuri, cei din afara spațiului evreiesc, erau că erau considerați ca niște câini. Era expresia lor de bază din cultura lor. Neamurile n-aveau de-a face cu Dumnezeu. Afară de acest popor select, evrei, nimeni n-avea intrare în rai. Și către acești oameni, un grup de evrei, acum a intrat în legământ cu Domnul, Mântuitorul spune, planul meu de mântuire vizează Ierusalimul, capitala, întreaga Iudeie, chiar și Samaria, care voi vedeți ca și blestemată, dar mai mult, până la marginile pământului, oricine crede are viață în Domnul Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Și acum observați că în ziua de Rusalii, după 10 zile de rugăciune insistentă, se coboară Duhul Sfânt. Apostolii vorbesc în alte limbi, cei de afară îi aud și vin atrași de acel sunet puternic și de limbile ca de foc care s-au văzut deasupra capetelor lor. Când intră acolo și aud predica, sau mai bine spus rugăciunea în alte limbi, rămân uimiți. Oamenii aceștia, iudei, jet pe jet, vorbesc în limbile noastre în care ne-am născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Oare ce să fie? Și deodată apostolul Petru, plin de puterea Duhului Sfânt, începe să predice și prezintă atât de minunat lucrarea lui Dumnezeu. Îl prezintă pe Iisus Hristos cel Mântuitor atât de profund încât la un moment dat străpunși în inimă zic, fraților, ce să facem? Și Domnul și Apostolul Petru le spune din partea lui Dumnezeu sub influența Duhului Sfânt, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și în ziua aceea 3000 s-au botezat și au primit intrarea în legământ. Asta este lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Dar mai apoi durează un pic de timp și vedem apostolii că încep prin Iudeia să predice și se face o mișcare. Duhul Sfânt lucra după cum Domnul spusese mai devreme. Ca mai apoi în Fapte, în capitolul 8, să observăm că un diacon începe să predice într-o cetate a Samariei și le prezinte Evanghelia. Duhul Sfânt lucra cu putere, oamenii mișcați de această prezență a lui Dumnezeu se întorc cu fața către Dumnezeu, până și un vrăjitor din zona aceea primește botezul în numele lui Dumnezeu. Întorcându-se cu fața către Hristos, apostolii aud la Ierusalim și îl trimit pe Petru și pe Ioan să se roage pentru ei. În timp ce se rugau, Duhul Sfânt se coboară și peste ei, mărturisind că au intrat în legământ cu Dumnezeu. Și observați că această cheie a împărăției a fost folosită de Duhul Sfânt prin mâna apostolului Petru ca să se dovedească că și samaritenii au viață împreună cu iudeii. Ceva de neconceput. Un iudeu, dacă vrea să meargă într-o altă zonă care ar fi putut tăia prin Samaria mult mai rapid și mai ușor, evita cu un cost enorm Samaria, văzând-o ca blestemată. În schimb, în ziua aceea s-a văzut că Dumnezeu nu este părtinitor, mărit să-i fie numele. Și acești samariteni au primit botezul arătând că Dumnezeu și pe ei a încadrat în lucrarea de mântuire. Și apostolul Petru folosește, dacă vedeți, această cheie
deschizând o poartă nouă în înțelegerea nuanțată a bisericii. Dumnezeu chiar și pe samariteni vrea să-i mântuie. Dar mai trec două capitole și în fapte, în capitolul 10, un om dintre neamuri, un roman, primește o viziune din partea lui Dumnezeu, că este un Petru undeva care va spune despre Dumnezeu. Evlavios fiind, îl cheamă să vină la el și Petru se împotrivește, convins de Duhul Sfânt, vine acolo și predică Evanghelia. Ca Dumnezeu să-și dovedească puterea, că n-ar fi acceptat altfel ei, trimite pe Duhul Sfânt peste ei. Și în timp ce apostolul Petru predică, neamurile primesc botezul cu Duhul Sfânt, vorbesc în alte limbi și acum se spune, s-ar putea opri apa ca să nu fie botezași aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și deodată se deschis o ușă mai largă și observați, oricine crede are viață în Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele. Aceasta este Evanghelia mântuirii, dragii mei. Și aceasta a fost o lucrare a Duhului Sfânt, în care Petru a fost folosit important, nu ca temelie, ci ca și un agent al lui Dumnezeu, pentru a deschide, dacă vreți, ușa pentru cei din jur. Ca mai apoi, de atunci până azi, toți care au această credință apostolică să-L mărturisească pe Dumnezeu cu îndrăzneală, și oricine aude cuvântul și îl crede și îl primește pe Domnul Hristos să capete viața veșnică, mărit să-i fie numele. Ei, dragii mei, am stabilit bine că temelia pe care stă biserica este Domnul Iisus Hristos. El este fundația pe care noi stăm și nimeni nu poate pune altă temelie. Aviz celor care ar gândi că s-ar putea face anumite presiuni, să schimbăm modalitatea, să înțelegem noi mai bine. Dragii mei, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt să ne călăuzească. Ce mare har să-L ai pe Duhul Sfânt să te învețe. Ce mare har să-L ai pe Duhul Sfânt să-ți dea călăuzire. Ce mare har să-ți vorbească Dumnezeu în momentele critice și să-ți arate calea care merge înainte. Ca oameni, strategi fiind, observăm, interpretăm. Realitatea este că nimeni nu știe exact ce stă mai departe. În schimb, este un Dumnezeu în cer, în mâna căruia istoria noastră, de fapt, este povestea Lui și viitorul deja a fost scris de mâna lui Dumnezeu. De aceea vorbește Duhul Sfânt, ne îndeamnă, ne învață și ne trasează drumul. Dragii mei, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Biserica Elim din Timișoara, lăsați pe Duhul Sfânt să vă călăuzească mai departe. Și dacă acum 35 de ani ați văzut lucrarea Duhului Sfânt, îmi doresc de acum înainte tot mai mult să lucreze Dumnezeu între dumneavoastră. Să dea direcția acestei biserici, că acolo unde se implică Duhul Sfânt, acolo e succes și reușită, lăudat să fie Domnul. De aceea, această bază stă în Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Iuda realizează că este nevoie să ne ancorăm în această credință dată Sfinților odată și pentru totdeauna. În schimb, remarcă un pericol și o luptă mare. Revin asupra ei. În versetul 4 spune astfel, că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Observați, dragii mei, că sunt trei categorii de oameni. Sunt cei care sunt numiți neevlavioși, adică cei care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Oamenii aceștia tăgăduiesc pe Hristos. Ei nu au de a face cu El, ei nu-L iubesc, ei nu-L vor. Și noi pe acești oameni suntem chemați să le arătăm lumina lui Dumnezeu. Pentru acești oameni ne rugăm ca Iisus Hristos să le iasă în cale, arătându-și slava pentru ei, dovedind că Dumnezeu vrea să-i mântuie. Îmi spunea un băiețel mai tânăr odată, frate păstor, aș vrea să știu cum să mă apropii de Dumnezeu mai mult. Știi, eu sunt un om foarte bun. Ce n-am făcut păcate, n-am curvit, n-am băut până acum, nu m-am încurcat cu nimeni. Nu știu acum ce aș vrea eu face să mă apropii de Dumnezeu mai mult. Și i-am spus, asta e problema. Câtă vreme vei fi un om bun, nu poți veni la mântuire. Oamenii buni n-au nevoie de mântuire. Oamenii păcătoși au nevoie de mântuire. Toată lumea zace în păcat, spune Sfânta Scriptură, și nimeni n-are, dacă vreți, acest statut de om bun în ochii lui Dumnezeu. A, că ne comparăm noi cu cei de lângă noi, care ni se pare că sunt mai răi ca și noi. Asta e o mare problemă. Gândiți-vă așa ca un exemplu simplu. Doi leproși se întâlnesc la oaltă. Amândoi au lepră, amândoi sunt bolnavi, amândoi terminal și mor. Dar unul este un pic mai avansat, deja n-are un deget, lipsește jumătate de nas, un pic din ureche. Celălalt, care arată un pic mai bine format, spune, auzi, tu ești mai bolnav ca mine. Și râde de el. Realitatea este că amândoi mor. Amândoi inevitabil vor muri, că amândoi sunt leproși. Doar că unul moare un pic mai devreme. Dragii mei, toată lumea zace în păcat și în cel rău. Și când realizăm că noi suntem păcătoși, doar atunci putem striga ca și Pavel, o nenorocitul de mine,
Cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar mărit să fie numele Domnului, care prin Iisus Hristos aduce mântuirea și biruința, lăudat să fie Domnul. E, dragii mei, oameni neevlavioși care n-au de-a face cu Dumnezeu, în viața lor încă n-a pătruns lumina cuvântului. Dar mai este o categorie, anume oameni care schimbă în desfrânare harul Domnului nostru Iisus Hristos. Aici o categorie foarte dureroasă. Oameni care ajung și în mântuire spun astfel: oricum în har, noi suntem liberi în Hristos. Noi putem să facem orice vrem, că de altfel, de aia Hristos ne-a eliberat de lege. Nu mai rânduieli, nu mai ritualuri, de acum libertate absolută în Hristos. Dragii mei, Hristos ne-a eliberat de sub păcat ca să fim robi ai lui Dumnezeu, robi ai neprihănirii, anume, nu puteți face tot ce voi spune Apostolul Pavel, căci Duhul Sfânt luptă împotriva firii pământești și noi suntem în această luptă angrenați ca să biruim până la capăt. Noi nu schimbăm în desfrânare harul Domnului. Se spune că, la un moment dat, un sclav din America, negru de culoare, era în casa unui stăpân foarte rău. Într-o zi, omul acesta a primit un gând ca să-și scape viața. Știa el că undeva în nord este Canada și dacă ajunge în Canada, va scăpa. Acolo nu mai este sclavie și va fi liber. A luat-o la fugă cât de mult a putut. Stăpânul s-a sesizat. Și-a adunat prietenii, cai, câinii și-a pornit după el. Omul acesta fugea cât de bine putea. Oamenii se apropiau tot mai tare. La un moment dat, realizând că n-are nicio șansă de scăpare, vede o altă moșie în față. Se auzea comoții, au ieșit oamenii afară. Aleargă până la treptele acelei case, se aruncă în fața omului care ieșise afară și îi spune: te rog frumos, scapă în viața. Omul acesta se uită la această imagine tragică și tristă, apare vechiul stăpân și îi spune: dă-mi înapoi proprietatea mea. La care omul acesta, alt om al lui, spune: câți bani vrei pentru acest om? Auzi, zice, ăsta nu e un rob bun, că oricum o fugi de acasă, n-ai nevoie de el. Câți bani vrei pentru omul acesta? Omul acesta, un pic mișcat, îi spune: auzi, atâta vreau, o sumă exorbitantă. Nu făcea sens, în spațiul lor nu se cumpăra la așa bani. În baciocor îi spune suma. Și acest om bogat îi spune: îl cumpăr pe suma aceasta. Auzi, zice, ești un nebun, nu face sens, cum adică să dai ția bani? Mai ales că o fugi de la mine. Îl cumpăr pe tăția bani. Îi dă banii și pleacă vechiul stăpân cu toată suita înapoi acasă. Acest sclav, stând adunat la picioarele acestui om, nu știa ce să zică. La care omul acesta îi spune: omule, ești liber, poți să pleci. S-a ridicat omul acesta, nu știa ce să facă în groaza aceea și a luat-o la fugă cât de tare putea. După câțiva metri de fugă se oprește, se întoarce înapoi și vine oarecum stupefiat la acest om. Și spune: îmi dai voie să fiu robul tău? Dar te-am făcut liber, poți să pleci dacă vrei. Zicea el: mai bine rob la tine, care ești un om bun, decât un om liber acolo afară, în care toți vor să mă moare. Dragii mei, Dumnezeu ne-a scăpat de sub puterea păcatului prin Domnul Hristos. A rupt puterea păcatului din viața noastră. Ne-a scăpat de sub mâna stăpânului vechi Satan. Ne-a dat un viitor și o nădejde. Nu ca să fim haiduci prin lumea aceasta, ci ca să fim robi ai neprihănirii. Doamne, ajută la aceasta! De aceea nimeni să nu schimbe în desfrânare harul lui Dumnezeu, căci harul lui Dumnezeu care a fost arătat ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu atenție, cu neprihănire, dragii mei. Doamne, ajută la aceasta! Mai este o categorie de oameni care luptă împotriva acestei credințe dată Sfinților odată și pentru totdeauna, anume oameni care tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domnul Iisus Hristos. Oameni care spun: auzi, de mulți ani se tot predică că vine Hristos. De mult se tot spune că Iisus vine. De mult se tot spune că Iisus Hristos se va întoarce. Ba încă m-au auzit în prorocii care spun: vine Domnul, poporule. Na, unde-i Domnul? O trecut 35 de ani? O trecut 60, 100 de pentecostaliști? Unde-i Domnul? Că se tot prorocește de 100 de ani și nu vine Domnul. Dragii mei, vine Iisus Hristos. Avem noi o cântare frumoasă, spre seară, la noapte sau mâine, în zori de zi, se aude strigarea: veniți ai mei copii, se întoarce Iisus Hristos, dragii mei. Și într-o zi, că vrem să credem sau nu, pe nori de slavă se va vedea Mântuitorul. Eu zic în această seară: vino Doamne Iisuse, Maranata-i strigarea bisericii, dragii mei. Și totuși sunt unii care tăgăduiesc revenirea. De aceea mă întreb, care este credința tată Sfinților odată și pentru totdeauna? Că observați, în chemarea mântuirii sunt niște etape importante. Spunea Iuda:
către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Ascultați-mă foarte bine. La pocăință toți oamenii sunt chemați. Oricine poate veni la Dumnezeu, bărbat, femeie, tânăr, bătrân, bogat, sărac, școlat, neșcolat, nu contează cum te cheamă sau de unde vii, ce etnie ai, Dumnezeu pe toți îi cheamă la mântuire. Problema este că din toți care sunt chemați, un grup mai select primesc această chemare și devin cei chemați aleși al lui Dumnezeu. Adică aleg pe Dumnezeu și prin urmare sunt aleși de Dumnezeu și intră în legătura mântuirii. Și oamenii aceștia se numesc mântuiți. Dar știți că și din aceștia se face încă o alegere? Ne spune în cartea Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 14. Se vor răzbi cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt în el, cu el, de asemenea vor birui. Cei chemați, aleși și credincioși. Din cei aleși sunt cei care rămân credincioși până la capăt. Facă Domnul noi să fim oamenii aceia, dragii mei. E, acum mă reîntorc. Care este credința dată sfinților odată și pentru totdeauna? Că aici ne putem împărți. Vor spune unii biserica tradițională, alții vor spune anumită moschee de undeva, alții vor spune că este pentecostalismul, baptistul, fiecare avem forme și forme de a numi această credință. Eu întreb, care este după Biblie credința dată sfinților odată și pentru totdeauna? După Sfânta Scriptură, dragii mei, această credință se enunță prin ideea învierii din morți. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este o credință că morții învie, dragii mei. Și în această realitate profundă, Biblia ancorează întreaga predicare nou-testamentară. Observați în cartea Romani, în capitolul 4, Apostolul Pavel enunță acest adevăr în versetul 17. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri, despre Avram vorbește, el, adică, este tatăl nostru, acelor mântuiți înainte lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Tatăl credinței, numit Avram fiind, este omul care a crezut în învierea din morți. De ce contează aceasta? Că dacă morții nu învie, dragii mei, mântuirea noastră este o imposibilitate. Spunea Apostolul Pavel, dedicând 58 de versete din capitolul 15 din 1 Corinteni, un capitol dedicat doar tematicii, doctrinei a învierii din morți, în versetul 17. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi încă sunteți în păcatele voastre și prin urmare cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Ascultați-mă bine, dragii mei, în comparație cu lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, noi avem anumite rânduieli sub care stăm. Noi nu ne permitem să facem ce vrem, că n-avem voie din partea Duhului Sfânt. Noi nu bem, noi nu fumăm, noi nu mergem la petreceri, noi nu dansăm, noi nu jucăm, noi nu curvim, noi nu facem aceste lucruri, nu ca să ne facem mai speciali, ci pentru că mântuirea ne conformează unei naturi noi a lui Dumnezeu. În contradicție cu noi, lumea face tot ce vrea. Și aici apare o interesantă întrebare. Noi ne trăim viața, facem ce vrem. Voi n-aveți voie absolut nimic. Și atunci când se trage linia și închizi ochii, ce rost a avut o astfel de viață? Asta e o viață de om trist, de om bătut, zugrumat, om care n-are bucurie, un om care n-are voie să facă ce vrea. Și când ai murit, doar numai o viață trăiești, după aceea ce rost are? Apostolul Pavel spune, dacă morții nu înviază, noi am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Că după o viață întreagă de restricții, de ascetism, dacă vreți, de sfințire, ce rost are? Pentru ce ne-am sfințit? Că pulverizăm și expirăm. Dar Apostolul Pavel spune, dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Hristos a înviat din morți, dragii mei. În fiecare an la Paști ne salutăm. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Toți creștinii cred aceasta. Și dacă Hristos a înviat din morți, și voi veți învia din morți, spune Sfânta Scriptură. Și dacă vom învia din morți, apare o problemă. Că o singură dată trăiește omul și apoi vine? Nu moartea, vine judecata.
În momentul morții, dragii mei, apare judecata lui Dumnezeu. Și în fața lui Dumnezeu n-ai nicio apărare, n-ai ce spune. Dumnezeu nu-ți cunoaște faptele, ascultă-mă bine, le știe toate. Dumnezeu îți cunoaște intențiile care au cauzat acele fapte. Acele senzații care apar în trup, acele senzații în creierul nostru, acelea Dumnezeu pe toate le cunoaște. În fața lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. N-ai cu ce să ascunzi înaintea lui. Și de aceea, în fața unui astfel de Dumnezeu, ce vei face în ziua judecății? Știți că această taină a învierii din morți a fost scopul predicării nou-testamentare? În Cartea Fapte, în capitolul 17, Apostolul Pavel predică în Atena, într-un mod excepțional, și în concluzia predicii sale spune astfel, versetul 30, Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a îndoit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a răzvrândit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăcăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Știți că nimic nu stârnește împotrivire ca acest adevăr? Când au auzit ei de învierea morților, nu de Hristos, nu de Dumnezeul Creator, nu de spațiu și timp, nu de căutat bâșbâind, când au auzit de învierea morților, unii își băteau joc de el. Pentru că această idee că vom învia ne sperie, tocmai pentru că n-am înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru noi. De aceea mă reîntorc în această seară. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este o credință a faptului că morții vor învia și ne vom întâlni împreună cu Dumnezeu. Iov spunea, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. El se va scula la urmă pe pământ și ochii mei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și atunci se pune o întrebare, și ce ne facem noi dacă așa stă treaba? Și dragii mei, ascultați-mă foarte bine ce vă spun. Acest mesaj nu vizează pe cineva care n-a intrat în legământ. Acest mesaj ne vizează pe toți care ne numim nou născuți a lui Dumnezeu, născuți din nou prin Iisus Hristos. Pentru că această credință, dată sfinților odată și pentru totdeauna, se exemplifică în viața practică prin patru stări importante în care trebuie să fie găsit fiecare credincios. Le observăm împreună. Numărul 1. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este o credință în cuvântul lui Dumnezeu. Spune Marcu, capitolul 1, cu versetul 15, predicat Domnul Iisus Hristos în Galileea. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Evanghelia, vestea bună, este cuprinsă în cartea aceasta. Toate cele 66 de cărți vorbesc despre această profundă realitate a lui Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu iubește lumea, că a trimis pe Hristos să moară pentru noi, să ne răscumpere din păcat, să ne dea un viitor și o nădejde și că a pregătit o împărăție pentru noi. Laudat să-i fie numele! Amen. Eu pun o întrebare. Dragi creștini, penticostali, orice ramuri ați fi sau orice nuanță ați fi, vă întreb, mai credeți în cuvântul lui Dumnezeu? Mai credem în cartea aceasta sfântă, scrisă pentru noi de către Dumnezeu? Mai credem în această carte? În cartea aceasta ne se trasează exact cum trebuie să trăim, cum trebuie să conviețuim, cum să ne comportăm, cum să ne raportăm la Dumnezeu. Toate sunt cuprinse aici. Vă întreb, mai credeți în sfântul cuvânt al lui Dumnezeu? Știți ce putere are cuvântul să vorbească? Dați-mi voie să vă dau două exemple. Un tânăr la un moment dat era într-o situație în care vrea să meargă la o petrecere. Mai mulți ani în urmă și nu știa cum să facă. El un pic răzvrătit spunea că mă duc. Un prieten îi spune, n-ai voie, că la noi, la pocăiți, nu-i voie să mergi la petrecere. Hai să mergem să întrebăm pe Domnul, spune el. Mergem la un proroc să ne rugăm, să vedem cine spune Domnul. El un pic răzvrătit spune, auzi, și dacă îmi prorocește că n-am voie, eu tot vreau să mă duc. Ajung în casă la un frate, un vas al lui Dumnezeu și un păstor bun și îi spune astfel, frate, noi avem o întrebare, o dispută între noi, am vrea să ne lămurești. La care ăsta mai impertinent spune, auzi, mie să ne arăți în Biblie că n-am voie să fac ce vreau. La care fratele spune așa, cu milință, auzi băiete, eu sunt om mic, eu nu știu așa de multe din Scriptură, așa cum crezi tu că știu eu, de eu fac așa ceva. Uite, eu îți dau cartea asta în mână, deschide tu cartea asta și pune tu degetul pe unde vrei pe pagină și citim ce scrie acolo. Fac o rugăciune împreună, îi dă Biblia în mână, deschide Biblia și pune degetul. N-o citește. Ieremia 16 cu versetul 8. Să nu intri într-o casă de petrecere ca să te așezi cu ei, să mănânci și să bei. Vă întreb, vorbește acest proroc, dragii mei?
Cuvântul lui Dumnezeu are viață, mărit să fie Domnul, și dă viață celor care citesc din această carte vie. Dumnezeu știe să răspundă și să vorbească. Se povestea foarte frumos despre fratele Galiș din Chicago. Cu mulți ani în urmă a fost primul păstor ordinat în zona Chicago, pentru că, unu, avea mașină și, doi, știa limba engleză. N-a vrut fratele, n-a acceptat. Dar fiind de abia la început comunitatea, neavând încă resurse, fratele a spus: frate, măcar tu să ne reprezinți. Știi să vorbești engleză, ai mașină, ajută-ne. Și oarecum forțat de frați a fost ordinat ca și păstor. Într-o zi, un frate din biserică se îmbolnăvește și ajunge la spital. Fratele Galiș și acum e chemat să facă ungerea cu un de lemn. Nu tu învățătură, nu tu practică, nu tu ucenicie, nu știa cum să o facă. Ajunge în parcarea spitalului în America și în mașină se certa cu Domnul: Doamne, nu-i drept, m-ai pus în slujba aceasta. Eu nu știu cum să fac, ce să-i fac la omul ăsta. Parcă văd că mă duc sus, mă întreabă: ai un cuvânt de la Domnul pentru mine? Și ce o să-i spun, Doamne? Așa necăjit, el spune: Doamne, dă-mi un cuvânt din Sfânta Scriptură. Zicea că s-a rugat, a deschis Biblia și când a deschis-o, amândouă pagini au complet negre. În schimb, din pagine și-au niște litere de foc. Și acele litere spuneau astfel: spune că va trăi și nu va muri. Fratele s-a speriat, a închis Biblia înapoi. Zicea: Doamne, dacă ai fost tu cumva, mai fă să fie încă o dată, ca și Gedeon. Deschide iară Biblia, amândouă pagini complet negre, iese iar același litere, spune că va trăi și nu va muri. Iară speriat, închide Biblia. Doamne, iartă-mă, dacă chiar ai fost tu, mai poți să fie încă o dată. Deschide a treia oară, exact aceeași situație se întâmplă. O închide iară, spune: Doamne, acum dacă chiar ai fost tu, poți să fie Biblia mea normală. Deschide Biblia și Biblia care avem și noi în mâinile noastre. Pleacă sus la spital și cu forța care avea fratele negreu îi spune: frate Galiș, ai un cuvânt de la Domnul pentru mine? Spune: frate, am. Domnul spune că vei trăi și nu vei muri. Fă ungerea cu un de lemn. Spunea: fratele, nici n-am știut cum să lung un de lemn. Din cap până în picioare am turnat un de lemn peste el. Minunea mare, dragii mei, știți care a fost? Dumnezeu l-a vindecat pe fratele negrău și a trăit mai mult cât a trăit fratele Galiș. Că Dumnezeu încă mai vorbește prin acest cuvânt, mărit să-i fie numele. Dragi creștini, nu-mi pasă de ce ramură sunteți, vă întreb, ca și oameni care vă numiți creștini de 2000 de ani, de 100 de ani, de câți vreți dumneavoastră, mai credeți în cuvântul lui Dumnezeu? Că cine nu crede cartea aceasta nu se încadrează în credința sfinților odată și pentru totdeauna. Căci cuvântul lui Dumnezeu este tăietor, despică, dragii mei, toate simțurile și gândurile noastre. Și această carte a Domnului, sfântă și curată, este spusă că este insuflată de Dumnezeu, de folos să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic și bun pentru orice lucrare bună. Doamne, ajută la aceasta! Vă întreb, dragii mei, mai credeți în cuvântul lui Dumnezeu? Ne ghidăm noi viața după cuvântul Domnului? Nu după ce spune unul și altul. Și vă spun ceva, ca și păstor vă spun, și mă gândesc că frații păstori sunt de acord cu mine. Nu credeți pe nimeni dacă ce vă spun nu scrie în Sfânta Scriptură. Ce v-am spus în această seară, v-am citit din cartea aceasta. Nu sunt ideile mele, nu sunt interpretările mele. V-am citit negru pe alb ce scrie în această carte. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Credeți cuvântul Domnului, dragii mei. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna se manifestă printr-o credință în cuvântul lui Dumnezeu. Are baza aceasta în învierea din morți, că Hristos a înviat și noi vom învia, și se manifestă practic printr-un om care crede pe cuvânt, cuvântul Domnului, și trăiește după el. Doamne ajută! Cine are nădejde aceasta, se curăță după cum el este curat. Compară-ți viața cu Sfânta Scriptură, nu cu ce spune un standard sau altul. Compară-ți cu Sfânta Scriptură. Trăiește, spune aici, sau nu? Și știi dacă ești în credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. În al doilea rând, dragii mei, această credință se manifestă printr-un botez conștient. Ne spune cartea Marcu în capitolul 16 cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos într-un mod minunat. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ascultați bine. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Nu poți fi botezat până nu crezi. Cine? Tu. Ăla care citește și ascultă și vrea să fie botezat. Nu poți fi botezat altfel. Un famen asculta cuvântul predicat de Filip. La un moment dat, marcat de faptul că vede o baltă acolo afară, așa surprins de cuvântul Domnului, măcar că Filip nu-i spune: auzi, mă, hai să te botezăm, te băgăm în registru, îți dăm o diplomă, frumos, aplaudăm cu toți. Nu, îi predica pe Iisus Hristos și doar atât. Așa marcat a fost încât spune: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip îi spune: dacă crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, se poate. Și famenul spune: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Atunci de-abia a poruncit să stea carul, l-a băgat în apă, l-a botezat și famenul a fost mântuit. Dragii mei, după Sfânta Scriptură care ați afirmat mai devreme că credeți în ea, noi ca să fim în legământ cu Dumnezeu avem nevoie de un botez conștient, care este mișcat profund de lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră prin puterea Cuvântului Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în anul 1995, părinții mei aici la Biserica Elim au luat botezul în apă. Când am fost născut, de altfel, eu am fost botezat la 6 săptămâni. Vreau să vă spun că măcar că Timișoran jet de jet, aici fabricat, nu știu unde am fost botezat. Am uitat să întreb părinții când am plecat de acasă să spună, că nu știu. Nu mi-aduc aminte dacă a fost cald sau rece în ziua aceea. Cu tot respectul pentru domnul părinte, nu mi-aduc aminte dacă eram îmbrăcat sau nu eram îmbrăcat corespunzător sau în ce eram îmbrăcat. Nici măcar nu știu dacă apa a fost caldă sau rece. Atât știu că mi s-a spus mai târziu că am fost botezat. Fără acordul meu, fără consimțământul meu, fără semnătura mea, fără nici măcar un fel de sondaj de opinie. Am fost botezat. Ei, dragii mei, vreau să vă spun, ca să ne încadrăm în credința dată Sfinților, odată și pentru totdeauna, este nevoie de un botez conștient, după Sfânta Scriptură. Cine crede se poate boteza. Dar mi-aduc aminte că aveam 14 ani, când în camera mea citind Sfânta Scriptură, am dat peste un verset care mi-a răscolit tot interiorul. Spunea astfel cuvântul lui Dumnezeu: cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga și cine își va păstra viața o va pierde. Așa mișcat am fost încât am căzut pe genunchi și am plâns în camera mea și am zis: Doamne, eu nu pot, asta e prea de tot. Ce-mi cert aici eu nu pot să fac, eu nu pot să mor pentru tine. Era momentul când Duhul Sfânt îmi prelucra inima mea. Era momentul când Dumnezeu a început să lucreze înăuntrul meu. Și în urma acelui moment special, la vârsta de 15 ani, am cerut să fiu botezat în apă. Eram un pic tinerel pentru vârsta mea, cum se spune. Fratele păstor Dionisie Pop și Vasile Hozan, care mi-aduc aminte bine cum erau în ziua aceea, m-a băgat în apă și zice fratele Dionisie: avem în apa botezului pe fratele Andrei, care e un pic tânăr, dar dă dovadă de maturitate mare și o credință în Dumnezeu. Te mărturisesc, frate Andrei, crezi în Dumnezeu Tatăl nostru? Și mi-aduc aminte că am spus: da, cred. Că m-a întrebat personal: crezi în Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul al tău? Da, cred. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Câtă vreme vei să păstrezi acest legământ? Toată viața mea, pe baza mărturisirii, am fost botezat în apă. Îmi aduc aminte de ziua aceea. Era o zi frumoasă, cu soare, am fost mai mulți candidați și împreună am stat în biserică într-o sărbătoare frumoasă la botez. Dragii mei, botezul în apă trebuie făcut într-un mod conștient. Dați-mi voie să vă dau un exemplu frumos de acum recent. Avem în adunare o familie care ni s-a alăturat. Încă nu sunt membri, mai bine spus acum s-a schimbat situația. Soția era botezată de mai multă vreme. În timp a ajuns oarbă. Și femeia aceasta, neputând să mai citească din Biblie, a început să asculte audio Biblia și să o memorizeze pe de rost. M-a impresionat când mi-a spus: frate Andrei, am reușit cu ajutorul Domnului să învăț Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1-2 Tesaloniceni, 1-2 Timotei, acum sunt la Tit. Așa de frumos e cuvântul Domnului când încep să memorizezi, ce frumos se leagă împreună, ce o femeie oarbă a vis că avem doi ochi și ochelari și uitați că tot nu citim în el, dragii mei. Și femeia aceasta oarbă a învățat pe de rost cuvântul Domnului. Femeia aceasta are un soț care o iubește și a iubit-o foarte, foarte mult. Omul acesta a asistat-o în dorința ei, dar n-a participat împreună cu ea în angajamentul de botez. Când ea s-a botezat, el nu s-a botezat, i-a respectat decizia, dar n-a vrut să vină cu el la apă. În schimb, la un moment dat ajunge în spital acest bărbat. Sora Corina mă cheamă: poți să vii să vorbești împreună cu el? Sigur. Am venit la spital, am discutat un picuț cu dumnealui și ea avea așa o dorință să facă o rugăciune pentru dumnealui. Poți să te rogi? Pot să mă rog. Vorbesc cu el un picuț, Nea Mircea. Auziți, credeți în Dumnezeu? Și auzi, cred că este ceva acolo în afară. Cred, cred. Dar nu pot să spun că am credința cum aveți voi. Eu în tine și în ea văd ceva ce eu nu am. Observ în voi ceva special. Aș vrea să am ce aveți și voi, dar eu nu am. Dar auzi, cu privire la iertarea păcatelor, ce crezi tu? Am făcut și o păcate, dar acum ce să zic eu? Nu știu cum o fi cu lucrurile astea. Și cât am putut în spital, în situația lui mai dificilă, am predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos, promisiunea mântuirii în baza jertfei sfinte efectuată de Domnul la Calvar. M-am rugat pentru dumnealui și am plecat acasă. Am avut o altă călătorie făcută și în timp ce eram plecat, îmi scrie sora Corina: frate Andrei, soțul meu vrea să ia botezul în apă. Doamne Iisuse, mă gândesc eu, dar cum așa de la o simplă discuție? Ea spune: îți mărturisesc, eu nu l-am obligat și nu l-am presat. Eu doar i-am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Ce am tot învățat, ce am memorizat, i-am tot spus și lui. Și el mi-a spus că vrea să ia botezul în apă. Mă întorc înapoi din călătorie, mă duc la spital. Acum era un pic mai afectat și incapacitatea de a vorbi și de a se exprima, se gândea un picuț mai greu, în schimb era rațional.
Și când ajung acolo îi spun, frate Mircea, acum, ce doriți de la mine? El un pic frustrat că noi nu percepem ce încercă să ne spună. Dar v-am tot spus. Poate a spus, eu n-am fost aici, iertați-mă, zic, dar ce vreți? Ca tine, ca ea, eu la fel. Dar ce doriți, frate Mircea? Ea spune, Mircea, tu mi-ai spus, vrei să te botezi? Dar v-am tot spus, ce mă tot întrebați? V-am spus odată, ce mă tot întrebați? Zic, am vrut să aud din cuvintele dumneavoastră, eu n-am fost prezent aici. Eu ca tine și ea cred la fel. Eu vreau ca voi. Și acolo în spital, așa cum s-a putut în condițiile acelea, s-a efectuat botezul, dragii mei, pentru acest bărbat. Botezul este un act conștient, când omul conștientizat de cuvântul lui Dumnezeu, de profunzimea Duhului Sfânt, este schimbat în interior și omul cere să facă legământ cu Domnul. Vă întreb, ați făcut pasul acesta? Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna se enunță prin acest lucru scriptural. V-am citat din Biblie, nu din Coran, v-am citat din Biblie, nu din canoanele penticostale, din cartea aceasta care ca și mine aveți și dumneavoastră. Așa scrie, așa să facem, Doamne ajută la aceasta. Amen. În al treilea rând, dragii mei, credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este o credință în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Frați penticostali, mai credeți în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Spune cartea Fapte, capitolul 19, cu versetul 2. Se întâlnește apostolul Pavel cu o grupă de frați din Efes. Mă surprinde prima lui întrebare. Eu mă gândeam, Pavel călătorea mult. Băi, cum e la voi în Efes? Cum e economia? Vă spun că în Canada e dezastru acum. S-a triplat prețul la casă, economia e sus, mâncare. Noi așa facem când ne întâlnim. Auzi, cum e pe la voi? E rece, cald, plouă, ninge, tună, cad veverițele din copac. Ce se întâmplă pe la voi? Așa sunt noi când ne întâlnim împreună. Apostolul Pavel, prima lui preocupare, prima lui întrebare, prima lui situație care o pun în discuție este: ați primit voi Duhul Sfânt când? Ați crezut, dragii mei. Credința dată sfinților odată și pentru totdeauna este o credință în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Și vreau să vă spun ceva. Duhul Sfânt mai botează și în ziua de azi. Frați penticostali, mai credeți aceasta? Vă întreb, vă mai însoțește vorbire în alte limbi? Vă mai însoțește harisma, puterea, lucrarea Duhului Sfânt? Sau a rămas numai emblema pe clădire, biserica penticostală? Penticostalul adevărat nu e ăla care are emblema afară, e ăla care trăiește în lucrarea și în puterea Duhului Sfânt. Doamne ajută, dragii mei! Că unii contestă. Auzi, eu cred în Duhul Sfânt, dar chestia asta cu vorbirea limbi, nu chiar e pentru mine. Eu mă întreb, oare e biblică sau nu e biblică? Că v-am citat din Cartea Fapte 2, din Cartea Fapte 8, din Cartea Fapte 10, observați în Cartea Fapte 19, că atunci când se coboară Duhul Sfânt, negru pe alb spune aici, au vorbit în alte limbi. Da, dar a fost atunci. Și totuși Petru spune, piatra aceea, mică cum era ea, făgăduința asta e pentru voi, ei de atunci, pentru copiii voștri, a doua generație, și merge mai departe. Și pentru toți care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru, măriți să fie Domnul. Amen. Ai ajuns până la noi, la Elim, în 2023, în luna noiembrie, aici Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. Amen. Mai credeți în puterea Duhului Sfânt? Amen. În anul acesta am avut o stăruință la biserică. Am spus mult această întâmplare că e frumoasă. Și de altfel vă spun, ne lăudăm cu toate. Că ne-am cumpărat mașină nouă, că ne-am pus mansardă la casă, că nu știu cât ne-am pus noi. Hai să ne lăudăm cu lucrările lui Dumnezeu, dragii mei. Eram la noi în adunare mai devreme în anul acesta și am făcut stăruință după Duhul Sfânt. Prin harul Domnului, mai mulți dintre tineri au fost la stăruință peste ani și nu prea mai avem candidat la stăruință, că Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt, zic, lăudat să fie Domnul pentru aceasta. În schimb, în seara aceea, când eram la stăruință, în prima seară de stăruință, eram împreună cu noi fratele păstor Viorel Pavel, care este păstorul asistent al fratelui păstor Virgil Neagu de la Dumbrăveni. Eram împreună cu noi. Fratele Pavel a fost undeva la, dacă nu greșesc, 20 de ani în Spania. Vorbește spaniola la perfecțiune. Fiind împreună cu noi la stăruință, deodată îmi spune dumnealui, organizați noi fiind, pe primul rând în față, cum avem corul și panfara, erau cei care de-abia acum stăruiau. Și în spatele lor am spus, cei care în ultimele stăruințe au fost botezați cu Duhul Sfânt să vină aici împreună cu noi. Au venit toți, se rugau toți la oaltă și noi toți ne rugam cu biserica la oaltă. În timpul rugăciunii mă oprește fratele Viorel și spune, frate Andrei, băiatul ăla de acolo vorbește în limbi, da, auzi, ăsta știe spaniolă? Nu, frate. Ăsta e născut aici, în Canada. E român, jet be jet. Familie Lițoi, plecată aici din adunare, de-a dumneavoastră. Deci, român, jet be jet, pseudo-român, că acum e pseudo-canadian și pseudo-român. Vorbește așa, o română românească canadiană, dar atâta vorbește, altceva nu vorbește.
Dar ca să nu cumva să ne înșelăm, îl iau pe păstorul tine Daniel Bârțan, spun: Dani, întreabă-l dacă vorbește limba spaniolă. Jake, vorbește spaniolă? Nu. Roagă-te mai departe, mărit să fie Domnul. Copilul se roagă mai departe. Frate Viorel, cine întrebi? Băi, în timp ce se roagă băiatul ăsta, în timpul vorbirii în alte limbi, are câteva frânturi în limba spaniolă. Și eu știu bine limba spaniolă. Și interesant, are o pronunție perfectă academică în spaniolă. Și limba română, am văzut și eu că e mai stâlcită, așa cum vorbiți voi aici în Canada, cu generația a doua, a treia. Dar, în schimb, băiatul ăsta are o pronunție perfectă în spaniolă. Și spune așa, în primul rând: Doamne, fratele meu este și el aici. Dă-i și lui ce mi-ai dat și mie. Cu un rând mai în față, un pic mai la distanță, se ruga fratelui pentru stăruință după Duhul Sfânt. Vă întreb, vorbește Duhul Sfânt? Continuă mai departe, băiatul acesta spune așa: Doamne, în familia noastră este o mare greutate. Te rog să intervii în familia noastră. Când am auzit, m-am cutremurat, știind că în familia lor, ultima fetiță născută n-a ajuns până acum deloc la biserică. Are probleme de sănătate, cu tub la stomac pentru hrănire și de atunci e tot acasă. Și am zis, e clar, e problema de acasă. Ce nu știam nici noi și nici copiii aceștia era că după ce au venit la biserică la ora 7, la ora 8, mama lor a plecat la spital de urgență. A intrat în operație. Și doctorii spuneau că așa operație complicată, în istoria lor medicală care au avut-o, n-au văzut până atunci. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dădea biruință pentru această femeie, mijlocind prin gura acestui copil, dragii mei. El nu știa, el se ruga în alte limbi, dar Duhul Sfânt se ruga prin el, lăudat să fie numele Domnului. Spunea copilul acesta a treia expresie: Doamne, apropie-mă de tine. Și cea el aici insista foarte mult: apropie-mă, apropie-mă de tine. Și dacă în viața aceasta n-ai să-i dai mari lucruri, dă-mi experiențe autentice împreună cu tine. Vă întreb, dragi frați pentecostali, mai lucrează Duhul Sfânt? Amin. Eu l-am văzut cu ochii mei. Eu sunt pentecostal înrăit. Pe mine nu mă convinge nimeni că Duhul Sfânt există, dragii mei. Duhul Sfânt lucrează și în ziua de azi, mărit să fie numele Domnului. Dragi frați creștini, care vă numiți creștini autentici, în credința reală lui Dumnezeu, credința dată sfinților odată și pentru totdeauna, vă întreb, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Alminteri, degeaba ne batem cu pumnul în piept că sunt creștini. Adevărații creștini se văd după măsura standardului Sfintelor Scripturi, lăudați să fie numele Domnului. Îmi doresc din toată inima pentru Biserica Elim să mai plouă Dumnezeu Duhul Sfânt în adunare, să mai boteze cu Duhul Sfânt Domnul, să facă lucrări de slavă, să-și manifeste puterea. În Atlanta, într-o biserică, la un moment dat, intră o familie de români, biserică americană, mare, o familie de români pentru prima dată. Se pun pe bancă și, într-un timp de rugăciune, aud deodată că în spatele lor cineva vorbește în limba română. Ca românii care suntem în America, în Canada, ni se lărgește inima. Eram acum în aeroport, să venim la Timișoara, spune soția mea, așa de ciudat mă simt să aud numai română pe lângă mine, mi se pare ceva ciudat, n-am mai fost de mult prin România, ci așa să auzi numai român vorbind, e ceva interesant. Pentru noi, când auzi câte români, se ciulesc urechile, ăsta e de-a nostru, o, oh, aleluia, hai să te îmbrătișez, nu contează cine ai fi, ești din neamul nostru, laudă Domnului. Oamenii ăștia intră în biserică și în timp ce stau la rugăciune, aud o rugăciune minunată în limba română. Se întorc înapoi și în spatele lor o chinezoaică se ruga în limba română. Și a fratele, măi, mă gândesc că pe vremea comunistă, în legătura între China și România era destul de strânsă, probabil că fata asta a studiat aici pe la noi în România. Politicos fiind, se termină rugăciunea și se întoarce înapoi la dumneavoastră și spune: unde ați studiat în România? Pacea Domnului, bună ziua! Ea se uită așa un pic perplexă și ciudat la el. El spune: auzi, vorbiți românește, nu? Ea parcă mai speriat acum un pic cu sedumia lui. Acum ia pe engleză. Ați fost în România? Și ea: nu, eu sunt născut în America, nici nu știu din România pe hartă. Dar zice, ați învățat limba română? Zice, nu. Dar în timpul rugăciunii vă rugați în limba română. Așa cuvinte elocvente, frumoase, profunde în limba română, zice, noi ca români nativi ne-am auzit până acum. Zicea ea, zice, eu sunt botezată cu Duhul Sfânt. În rugăciune mă rugam în alte limbi. Dacă ați înțeles ce am spus, vă rog, spuneți-mi și mie să mă bucur și eu împreună cu voi. Frați pentecostal, vă întreb, mai lucrează Duhul Sfânt? Amen. Iubita Biserică Elim, îmi doresc din toată inima peste dumneavoastră să ploaie Dumnezeu har din cer. Și de ce în această seară la 35 de ani să mai împrospăteze Dumnezeu Biserica în puterea și în lucrarea Duhului Sfânt? Amin. Și în ultimul rând, dragii mei, credința, dată Sfinților odată și pentru totdeauna, se manifestă într-o trăire practică în manifestarea profundă a lucrării Duhului Sfânt. Spunea tot Mântuitorul Matei, capitolul 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor... crede. Dragii mei, nu spune acolo pe cei ce sunt păstori, pe cei ordinați, pe ei a spus, pe ăștia care vor crede.
Dumnezeu îi va însoți cu semne și minuni, vindecări, eliberări și multe altele scrie aici, dragii mei. Frați creștini, penticostali, oricine ați fi, numiți creștini autentici, vă întreb, vă mai însoțesc lucrările lui Dumnezeu? Vă mai însoțește lucrarea profundă a Duhului Sfânt? Nu doar vorbirea în limbi și botezul, ci mă refer aici la manifestarea de lucrări divine care Dumnezeu încă le face pentru noi. Știți că Dumnezeu își autentifică lucrarea prin semne și minuni care dovedesc că Dumnezeu e prezent în adunare? Și eu vreau să vă spun că astfel de lucrări am văzut în viața mea. Vă spun doar două și cu aceasta închei. Aveam aproape 6 ani, părinții mei de curând luaseră botezul, aici la Elim, și eram bolnav de o alergie foarte mare. Dacă mâncam un picuț de dulce, un pic de ciocolată sau un pic de suc, făceam alergie din cap până în picioare, foarte rea. În ultima vreme se pronunțase că făceam niște beșici foarte mari și măcar nu puteam umbla, până și în gură și în urechi, peste tot. Părinții m-au dus la doctor, la cel mai bun spital aici în Timișoara, că aici suntem timișoreni, și nu mi-au găsit doctorul Leac, au spus numai un regim foarte strict, asta e tot. Cât trăiește regim foarte strict, n-are voie nimic dulce. La un moment dat, părinții l-au botezul și au înțeles că așa e la pocăiți, Dumnezeu lucrează. Și pentru bolnavi se fac rugăciuni cu unger cu un de lemn. Eram în mijlocul unei manifestări din asta de alergie. Și părinții mei m-au dus aici la biroul pastoral să mi se facă ungerea cu un de lemn. Îmi aduc vag aminte de aceea experiență. Era fratele Codreanu atunci în viață, fratele Mitică Moț în birou. Și în timp ce am intrat în birou cu alte persoane care vreau ungerea cu un de lemn, fratele Codreanu mă întreabă, ai ceva de mărturisit? Nici am auzit de mărturisire. Nu știu. Cred că am supărat pe mama și pe tata, spune fratele Codreanu. Auziți, fraților, băiatul ăsta o supărat pe mama și pe tata. La voi, ce aveți de mărturisit? La care fratele Mitică Moț, după rugăciunea cu un de lemn, spune astfel, vedeți băiatul acesta? Băiatul acesta va ajunge să predice Evanghelia în America. La vremea de atunci, dragii mei, vreau să vă spun că nici măcar nu vorbeam de Canada în 95. Nici măcar nu știam să plecăm în Canada, dar mai de America. În schimb, a venit vremea și ne-am mutat în Canada. O familie care n-am avut rădăcini în penticostalism, care n-am avut, ca și frate Dragoș Cuitorul, cum spunea lui, bunicul păstor, tata păstor, nu a fost o familie care Dumnezeu ne-a chemat la pocăință ca pe toți ceilalți. Am ajuns în Canada nu cu prospect de lucrare, ci ca o familie care a emigrat în Canada. În schimb, Dumnezeu, care are planurile sale, a început prin harul lui să mă cerceteze. La 16 ani m-am botezat cu Duhul Sfânt. A început să manifeste Dumnezeu lucrarea lui și ne-am bucurat de aceasta. În trecerea vremii, Dumnezeu și-a controlat o lucrare care nici azi nu pot să-mi dau seama de ce și cum. Atât pot să spun, mare harul lui Dumnezeu, dragii mei. Și am ajuns să predic în Canada. Sigur, am spune noi acum, na, în America, nu? Dar a trecut vremea, dragii mei. Am ajuns să predic și în America. Și la conferințe, și la întâlniri, și la biserici. Că Dumnezeu când vorbește, împlinește cuvântul Său, mărit să fie în numele Domnului. Ăsta e Duhul Sfânt care vorbește, dragii mei. Dar mă reîntorc în seara aceea. S-a făcut ungerea cu un de lemn. Și când am plecat de aici, am fost împreună cu familia la o întâlnire. Și multă mâncare cu minunile români. Am întrebat pe mama ce am voie să mănânc. Și mama, de plin încredințată că Dumnezeu ascultă rugăciunea, spune, mâncă tot ce vrei. Când am plecat de la biserică, vreau să vă spun că deja alergia care o aveam se retrăsese un picuț până am ajuns acasă. În seara aceea am mâncat ca un român veritabil. Și tort, și de toate, și cola am băut. Și după toate situațiile medicale, vreau să fiu mort a doua zi. Din ziua aceea, dragii mei, vreau să mă spun că Dumnezeu m-a vindecat pe deplin. Din ziua aceea până în ziua de azi, mai rotunjel cum sunt eu, cum mă vedeți, mănânc, îmi place să mănânc. M-am tot mărturisit pe la amboane că îmi place ciocolata, am ajuns să-mi dea frații cadouri ciocolată și nu-i bine lucrul acesta. Mănânc că n-am nimic, că Dumnezeul meu lucrează, mărit să fie numele Domnului. Frați creștini, mai credeți în puterea lui Dumnezeu de vindecare? În puterea Duhului Sfânt să facă semne, minuni și lucrări? Lăudați să fie numele Domnului! Dar sigur, asta e cu mulți ani în urmă. Dar, na, astăzi e astăzi. Nu, hai să vedem. Mai devreme în anul acesta, o mamă tânără din biserica noastră naște un copilaș. Frumos. Dar, în schimb, face o criză foarte mare de fiere. Merge la spital și găsesc pietre în fiere. Nu au ce să facă doctorii. Atât de greu i-a fost femeia acestea că o luni de zile a chinuit în continuu. Grețuri, vă mă iertați în expresia, nu putea nici măcar să mănânce, să bea în fiecare seară. Ultimele 2 săptămâni, crize în fiecare zi consecvent. Doctorii au spus că pentru această problemă nu se poate face absolut nimic decât să-i scoată afară fierea. Și precum se face uneori în Canada, că sunt foarte ocupați, au spus, te programăm când va fi loc. Asta înseamnă cândva. Nu se știe cândva. Femeia aceasta, cu tot cu medicamente acasă la doctor, nu putea să-și revină. Și într-o seară ne spune, auziți, vreau să veniți să vă rugați pentru mine să-mi faceți ungerea cu un de lemn.
Că noi, dragii mei, nu facem nici magi, nici vrăji, nici altceva. Noi apelăm la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu care e viu și lucrează și pentru că Dumnezeu e viu și manifestă puterea, mărit să fie numele Domnului. Și seara aceea, împreună cu corpul pastoral, ne-am dus la femeia aceasta acasă, la familia ei. Ne-am rugat împreună cu ea și am făcut ungerea cu un de lemn. Știți cum? Așa cum se face. I-am făcut ungerea și ne-am rugat. Atât. Și am plecat acasă. N-am făcut nimic mai special. N-am zbierat, n-am țipat. Am făcut o rugăciune cu credință că Dumnezeu care e viu, a unor creștini în credință autentică, a Sfinților Doamne pentru totdeauna, lucrează și în ziua de azi. Și am plecat acasă. A doua zi, scriu la sora Tania. Sora Tania, cum te simți? De aseară, de la ungere, nu mai am nicio durere. Am mâncat, am băut, îți foarte bine. Mai trecut o săptămână. Sora Tania, cum te simți? Mă simt foarte bine. Din ziua aceea, nicio durere. Mai trecut o lună, două și merge la spital pentru analiză. Și doctorii spun, nu ne putem explica ce s-a întâmplat. Am verificat din nou fierea și nu mai este nicio piatră în fiere. Și asta nu face sens medical, pentru că piatra aceasta nu se poate nici dizolva și nici elimina. Unde-i piatra? Și ea spune, Dumnezeu m-a vindecat, dragii mei. Ăsta-i Dumnezeul nostru care viu și lucrează, mărit să fie numele Domnului. Credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna este încununată cu lucrarea minunată a Duhului Sfânt. Și în această seară, dragi creștini, iubiți frați, de orice credință ați fi dumneavoastră, vă întreb, aveți această credință? Eu cred că într-o zi, când închid ochii sau vine răpirea, eu mă voi întâlni cu Dumnezeu. Viața nu se oprește la mormânt. Hristos al meu este viu, mărit să-i fie numele. Și când se va întoarce în slavă Iisus Hristos, împreună cu El voi fi și eu. Ochii mei îl vor vedea pe Domnul, Cel despre care am predicat, am cântat, am plâns în rugăciune, Cel pe care l-am așteptat în nopți veche. Hristos vine, mărit să fie Domnul. Și vine după noi, dragii mei, și vom fi împreună cu El. Și pentru că Iisus Hristos acesta e viu și ne-a dat credința autentică, cred din toată inima că acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Sunt gata să mor pentru acest cuvânt, pentru că am crezut cuvântul acesta la comanda lui. M-am botezat în apă conștient, cerând personal să fiu botezat în legământ cu Iisus Hristos. La vârsta de 16 ani, în stăruință, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Am primit har, am vorbit în alte limbi. Îl simt pe Dumnezeu în mine, mărit să fie Domnul. Și văd în viața mea că Iisus Hristos e viu în fiecare zi, că lucrează, că ascultă rugăciunea, că dă biruință. Ăsta e Iisus al nostru, lăudat să-i fie numele. Dragi frați creștini, vă întreb, aveți credința aceasta? La un moment dat, apostolii s-au văzut așa de micuți și Domnul Iisus spune, oare când va veni Domnul Hristos pe pământ, se va întoarce Domnul, va găsi El credință pe pământ? La care apostolii au spus, Doamne, mărește-ne credința. Amin.